Tastatura are diferite funcții. Tastatura numerică cu virgula decimală, tastele departamentelor, tastele pentru PLU-uri, apoi tasta feed de avansare hârtie, tasta cheie care ne permite să trecem de la o funcție la alta, tasta shift care ne permite să activăm a doua funcție a unei taste, tasta preț care ne permite să schimbăm prețul, tasta anulare bon fiscal care ne permite să anulăm un bon fiscal, tasta storno care ne permite să corectăm un articol, tasta de introducere numerar și a doua funcție care se activează cu tasta shift, retragere numerar, tasta clienți care ne permite să trecem de la un client la altul, tasta cod unic de identificare care ne permite să introducem codul unic de identificare, tasta reducere sau majorare procentuală, tasta reducere sau majorare valorică, tasta deschidere sertar, tasta anulare, tasta înmulțire, tasta operatorului care ne permite să alegem un operator, tasta de corectare a ultimului articol, tasta modalităților de plată, tasta subtotal și tasta total. Casele de marcat cu 3XF și K3 folosesc aceleași programări ca și Big Plus. Diferența este doar layout-ul tastaturii. Dar la fel ca și la Big Plus, putem asocia două funcții pe aceeași tastă și schimbăm funcția prin tasta Shift. Funcțiile prestabilite ale tastelor sunt tastatura numerică cu virgula decimală, tastele departamentelor de la 1 la 4, iar cu tasta Shift activăm departamentele de la 4 la 8, tasta PLU, tasta Feed de avansare hârtie, tasta Shift care activează a doua funcție a tastelor, anulare bon, corectare sau stornare, tasta cheie care ne permite să trecem de la o funcție la alta, tasta cod unic de identificare, reducere sau majorare percentuală, reducere sau majorare valorică, introducere numerar și cu tasta shift retragere numerar, modalitățile de plată, tasta anulare, tasta înmulțire, tasta preț care ne permite să schimbăm prețul, bonul de masă, tasta bonul de masă, tasta plată card, subtotalul și totalul.